Felicitări! Astăzi este Ziua Internațională a Femeii, a fetițelor, mamelor, bunicilor, a întregului gen feminin. Și Sofia, astăzi, împreună cu Sara, au primit multe cadouri. Să vedem ce aveți voi aici? Da! Să începem! Ce e asta? Ai! Uite, te-a lovit? Ce e asta? Este o perucă! Este peruca Anei! Hai să învățăm! Și Elza! Și Elza! Hai, Sara va fi Ana. Da, eu Elza. Da, tu Elza. Așa, stai puțin, stai. Trebuie să-ți prindem părul, părul tău. Nu, nu s-a vrut, trebuie să-ți... Da. Da? Iată așa. Aaaa! Nu, uite. Păi hai, lăsa asta, dă-i eu... Stai, dă-i eu, trebuie să-ți-o prind așa cum trebuie. Un gofru. Vrei acesta? Da. În sfârșit, am îmbrăcat peruca lui Sara, Sara este Elza. Dă-i eu... Deci o ureche. Frumoasă. Hai să vedem ce avem mai departe aici. Așa. Wow! Wow! Hai, dă-i eu să-ți îmbrac. Este rochița Aurorei. Este o rochiță pentru Sara. Hai să vedem ce mai avem. Asta este rochița cenușăresei. Foarte frumoasă. Hai ca. Următoarea. Wow! Wow! Încă o rochiță. Este rochița cui? Rapunzel. Rapunzel. Și au. Și o broșă aici avem. Uite o broșă cu Rapunzel, da? Wow! A cui este rochița aceasta? Care prințesă a fost în rochița aceasta? Elsa! Corect! Este rochița Elsa. Dar aceasta cu rochița este? Ana! A Anei! Din păcate, Sara a primit doar o singură rochiță, deoarece restul rochițelor nu au venit, din păcate, dar în curând sper că vor veni. Deci, să începem să probăm toate rochițele pe rând. Da! Iar voi o să decideți. O să ne scrieți în comentarii care rochiță v-a plăcut cel mai mult și care este cea mai frumoasă. Sofia mai are o rochiță. Rochița albei ca zăpada. Te duci să o aduci? O să măsurăm și pe ea. Și tot... Ia-mi vină. Arată cât de frumoasă e. Wow! E singură. Wow! Foarte frumos!